Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau nimic, 800 de euro premiul de astăzi. Jucăm alături de Alexandru din București. Bună dimineața, Alex. Jucăm și câștigăm. Nu, jucăm. Salut. Jucăm și câștigă el. Da, așa. Dimineața, Alex. Salut, Alex. Bună dimineața. Să trăiești. Ce faci? La muncă, la birou. Deja ce? La ora asta? Da, de la 7. Oh, dar ce lucrezi, prietene? Într-o problemă de produse medicale și avem un program mai de dimineață. Aha. Bravo, așa vă trebuie. Da, vă ascult de la 7:07 fără, 6:30, cam așa. Și cum am fost azi? Vi-a plăcut? Nasol? Cum ți s-a părut emisiunea azi? Da, mi-a plăcut, că ați început și cu războiul, și cu vacanțele, mai multe subiecte cotidiene. Gata. Le-am combinat. Da. Gata, domne, mulțumim frumos. Singur, făcut treaba. Singur sau alături de colegi? Poftim? Singur sau alături de colegi? Singur, singur. Vrei tu toți banii? Încercăm. Hai că nu sunt grele întrebări. Alexandru, nu e greu. Azi e mai mult de concentrare decât... Cum stai cu yoga? Da. Să vedem. Trei sferturi din concurs, da, e de atenție. În principiu. Ce să zic? Hai mă, că Alex are și emoții. Nu cred, la eu n-am simțit. Ai emoții? Mamă. Ba da, am, că m-a sunat doamna înainte de concurs și nu știam ce m-am prins mai greu. Doamna e Marcela. Da. Ia un calmant, da, da. N-ai un calmant acolo în ser, tar dacă ce se vede. Nu, sunt ok. Deschide o cutie, deschide un bidon. Nu, sunt ok, am băut deja două cafele oricum. Ok, am băut două cafele, sunt ok, zi. Spune-ți. Bine, Alexandru, multă baftă. Mulțumesc. 100 de euro. Alexandru, pentru prima 100 de euro de astăzi trebuie să ne spui cărei țări îi aparține insula Corfu. Grecia. Păi așa întrebare, Luca. Nu ești român dacă nu știi întrebarea. Vom. Excelent. Prima 100 de euro a venit. Mulțumesc. Eu nu cred. Eu cred că în Grecia se duc mai ales. Mai aproape mai de Turcia ales. E mai... Da, e mai de ales. Fapt un pic tricky. E un pic tricky pentru că e lângă și Albania și Macedonia pe acolo. Trebuie să știm cât și de geografie. Albania e la Adriatică... Mă rog, Corfu, asta e aia dinspre Turcia, din câte știu, nu? Da. Aia nu e Rodos? Rodos e lângă Turcia. Bravo, mulțumesc. Corfu e asta din Adriatică, de care... Da, deci, mulți români din sud se duc în Grecia, ei nu prea știu unde, da. Dar ei se duc în Grecia și țin minte de numi. E fix în partea cealaltă. Dar să știi, Alex, că ai zis bine, asta e de lângă Albania și Macedonia. Da, da, așa e. Albania e la Adriatică. Eu am tot fost am mai fost prin Parga, pe țărm, pe acolo și de-aia nu o puneam pe lângă. Confundam cu Rodos. Băi, eu sunt ca tot românul, mă duc în Grecia, dar nu știu unde. Păi, iată. Dar Vurvuru știi unde e? Vurvuru e aici, la Halkidiki. Bravo. Bine. Astea aproape de noi nu ne pun în dificultate. Alexandru, ai 100 de euro, îi poți dubla. Mulțumesc. Îi dublezi? Băi, da. Ai dreptate, băi, lângă Albania. E în partea cealaltă, da. Dincolo de Grecia. Am confundat. M-am uitat de traseie pe acolo, pentru Lefkada, pentru Preveta, Parga. Trebuia să întreb de Rodos. Rodos e într-adevăr, e aproape lipită de Turcia. Da. Hai că sunteți confuzi. Continuați, vă rog, acest concurs. Gata, domne. Alex, 200 de euro. 200 de euro. Deci n-a început cronometru. Alex, fii atent, că noi nu suntem. Pentru 200 de euro trebuie să ne spui în ce țară s-a născut actorul Jean-Claude Van Damme. În Belgia. În Belgia? Asta e tot lângă Turcia. Da, mă, cine ar fi crezut? Deci puteai să mă întrebi să te rogi frumos de mine până diseară. Nu știai? Nu știai? Bă, astea nu sunt, e la fel de rușinos ca... Belgian faimos. Deci cum a spus Alex, că nu ești român. Stai puțin, Vlad, tu ai fi știut? Dar cum să e belgian faimos. Claro.
Nu ești român dacă nu știi pe Jean-Claude Van Damme. Asta e câteva mici date biografice. Pe VHS pe vremuri când și vorbea cu scria pe Schwarzenegger că dacă te iei după nume te păcălește. Auzi, scria pe Bentiță Belgia. Vorbea cu vocea Margaretei Nistor. Da, eu așa știu că e din Belgia. Și e prietenul poporului nostru, a fost cu am mâncat bătaie aici vara trecută pe aici. Am mâncat bătaie în România, e de-al nostru. Nu, dar l-au luat băieții cu ei, i-a fost plin pe rețelele de socializare. Adevărul că tot belgianul ia bătaie în România. Bravo. E belgian, Alexandru, bravo. Luca e pe geografie astăzi. Unde e ăla, unde e ăla? Dacă nu știai, dacă plecai din vanul ăla din nume, ap, te duceai ca în... ca Van Hog. Van Morrison, ce, nu e belgian? Întrebarea da, e, de fapt, de unde e Gogu? Da. E ori olandez, ori belgian, ori american. Ia zi, Gogule, tu de unde ești? Belgian, ai? Olandez, șeful. Alexandru, nu ne băga în seama. Da. Așa suntem. Ia zi, Alex, mergem la 400? Da, mergem, mergem. Foarte bine. Păi îți dai seama, a calculat acum. M-a luat cu Corfu și nu știa unde da, e. Da, da, da. M-a luat cu belgianul ăsta, toată lumea știe că e belgian, ei habar n-aveau. Hai că ne ia banii, fii atent. 400 de euro. Alexandru, să te concentrezi, că asta e o întrebare care le-a pus mari probleme colegilor mei, Vlad și George. Am vrut să-l batem. Dacă treci de asta, mergi până la capăt. Sunt convins că ție n-o să spună. Alexandru, câte puluri de aceeași culoare există într-un joc de table? Câte piese sau cum adică? Nu știu. Cred. 16. Câte puluri de aceeași culoare există într-un joc de table? Practic dacă sunt două culori și jumătate din toate piesele. Da. Nu știu, 16, asta nu știu. Da. Colegii au avut dreptate. Au zis, domnule, e foarte greu să numeri piesele de table. Eu am zis că ai 5 în casă, 2 la adversar, 7, 3 lângă 5 dincolo. Înțelegeți? 8, 15. Deci acum chiar îl batem. 15 sunt, Alexandru. Dar tu joci table? Nu. Nu. Joacă și vezi aici. Alea 16 de aceeași culoare. Aici e problema. Diferență de 1. Da. Vezi, de-aia trebuie să jucăm și table, nu numai așa. Că până la urmă... De ce nu? Asta este, data viitoare. Îmi pare rău, Alexandru. Abia asta a fost prima vorbă de duh a lui Fet Guru. Da, așa este. Astăzi s-a reușit să zici una. Practic. Să mai scoatem din cutia de table și piesele de șac. Când avem și Macao, să întrebăm niște Macao. Alexandru, îți mulțumim, ai fost foarte simpatic și îmi pare rău că s-a întâmplat așa. Numai bine. Când dame, butoiașe. Butoiaș sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.